Hai să nu mă tai. Și m-am și rănit. Prima rană. Dar ieri am fost și am cumpărat din Ikea de la Timișoara aceste bări transversale. Câteva bucăți de gard. 130 de centimetri pe 9 pe 1,8. Așa arată capătul și ăsta vine băgat exact acolo în partea aia. Aveam două variante, electric sau manual. Am zis, hai să facem un pic de mișcare, că așa nu ne mișcăm toată ziua. Au rămas aici câteva mustăți. Și gata. Pe scurt, ce am făcut? Am dat jos tabla de pe margini, am cumpărat barele alea transversale din Ikea, am cumpărat din Dedeman lemn de gard și uite, cu ajutorul lui Mihai și cu sculele lui, am venit la el și am făcut toate astea. Hello, hello! Salutare, dragilor! Nu am mai avut răbdare și am zis să ne punem să dăm jos aceste bucăți de tablă de pe margine. Că mai avem vreo 3 săptămâni bune până ajungem cu mașina la reare. Până atunci mai avem mici chestii de făcut la aia, la direcție, un capăt de bară, frâna de mână, să vedem cu cablu. Deci, tehnic, mașina 95% e bună. I-am pus și ceva cauciucuri de iarnă recent, acum tot second, dar calitate bună și într-o stare bună. Iar astăzi, fiind o zi așa faină, am zis că hai să coborâm noi la Dubiță și să dăm jos aceste bucăți de tablă, să vedem cum arată pereții laterali, pentru că v-am zis. Eu aici o să vreau să facem patul pe lat, pentru că în cel mai îngust punct dintre acest stâlp și până în ăsta am 163 de centimetri. Deja până aici și până aici am vreo 170. Iar în momentul în care scoatem astea afară, uitați cât loc se mai câștigă. Aici, bineînțeles, vin cu izolație, la un centimetru și ceva, dar tot rămân. Și atunci, în loc de astea, să vină transversalele și facem patul din capăt până aproximativ aici. Avem, cred că 110-115 centimetri. Eu zic că e suficient pentru două persoane și rămâne fix. Nu se rabatează, nu se închide, nu se trage, sub el loc de stocare. Probabil aici o să-mi fac eu o mică băncuță și să scot de sub pat o placă așa afară unde să pot să editez sau să mănânc. Iar aici în față, teoretic deocamdată, am vrea partea electrică, încă nu 100% sigur dacă vreau să-mi cumpăr baterie, invertor, cu PMPPT, cu toate alea, sau pur și simplu îmi iau un jakery mediu, nu foarte mic, nu din alea super profesionale, undeva la vreo 1000W, 800W, 1000W. Și cam asta este povestea. Iasmina deja s-a pus cu sculele noastre rudimentare de la bloc să desfacem aceste mici șurubele ca să putem vedea cum arată și partea asta la altă sub. Mai avem acolo placa aia mai mare și gata. Eu zic că o fi foarte, foarte fain. Se prezintă bine și tavanul, aici o să meargă fain izolat. Da, șuruburile scoase toate. Hai, hai să vedem. Hai să nu mă tai. Opa. Ui, aici. Hai. E prins aici în ăsta. Hai, tragi încet. E prins în... Uite, nu știu ce să fie. Ceva bolțuri, hai să vedem. Dincolo nu era, așa. Aha. E capsat sub el. Da, îl forțăm și o să iasă. A ieșit până la urmă. Mai cu forța. Dar a ieșit de aici. Și eu mai rămas, cât mai, ultimul șurub. Și m-am și rănit. Prima rană. Ai grijă cum să nu te tai, că n-avem mănuși, e tablă. Mă stai eu și pe scaun. Ta-da! Pam, pam, pam. Unele lângă restul acolo. Și aici. Poate lăsăm liber.
poate doar izolăm. Uite și cât spațiu câștigăm. Păi corect că lăsăm liber. Eu aici vreau să-mi fac un mix căunuț unde să stau și poate în spate aici, uite, poate gândești de un stelaj mic, de un ceva, uite cât ai. Nu, pur și simplu las aici să ai gol la cap, să nu fie încărcat. Da, încărcat. Cada timp cât ai izolația, eu nu aș mai închide înapoi. Am văzut că mulți închid cu placaje. Nu, lasă așa, de ce? Punem aici așa cu o pâslă din aia, că am văzut că este face așa după formă. De ce? Că arată bine. Chiar e fain. Fiecare după gustul lui. Bine, cam atât a fost deocamdată, o să revenim cu continuarea. Exact. Da, da, dragilor, am revenit după 2 săptămâni. Cam așa, da? De când ne-am văzut ultima oară și avem câteva mici update-uri. Mare lucru nu am făcut, dar ieri am fost și am cumpărat din IKEA de la Timișoara aceste bări transversale. Sunt inițial pentru pat, sunt reglabile de la 1,40 m până pe la aproape 2,10 m. Noi ne-am cumpărat 2 bucăți din astea, costă 60 de lei bucata. Și dacă vedeți bine, am lăsat chiar și acești suporți, pentru că vin perfect, perfect aici în interiorul lor. O să vă arăt imediat mai în detaliu cum funcționează prinderea. Și ce mai avem noi aici? Câteva bucăți de gard. 130 de cm pe 9 pe 1,8. O să trebuiască tăiate undeva la vreo 1,15 m aproximativ. O să măsurăm imediat. Ca să avem lățimea patului, avem 11 bucăți din astea, deci undeva la vreo 6-7 cm maxim o să rămână distanța între ele. O fi fain, zicem noi. Și am venit la prietenul nostru, la Mihai, de la Machi, și el ne ajută cu scule și ce avem nevoie să dăm găuri, să le prindem, să ne apucăm de treabă. O să lucrăm aici în paralel, noi în dubiță, și el își face remorcubul. Are vreo 3 metri pe 1,60, cred că și pe cât ai înălțime? 1,70. Nu, deci are spațiu mult mai mult decât avem noi în spate. Și acum e la faza de vopsire, prima oară îi dă o curățare. E în plin proces și el. Îl lăsăm în treaba lui, noi mergem în treaba noastră și haideți să vă arăt cum vin prinderile alea băgate acolo în suporții laterali. Așa arată capătul și ăsta vine băgat exact acolo în partea aia. Capeții, prima bucată de lemn de aici, din dreapta, și cea din stânga o să fie un pic mai scurte, pentru că avem aici în parte din spate această bordură și atunci două vor fi tăiate la 103 cm și restul de 9 bucăți vor veni la 110 cm. Hai să le însemnăm pe toate acum, să fie pregătite de tăiere. Bun, toate la 110, următorul. Pe capăt. Bun, următorul. Perfect. Aveam două variante, electric sau manual. Și am zis, hai să facem un pic de mișcare, că așa nu ne mișcăm toată ziua. Asta e varianta aia scurtă, la 103 cm însemnat. Avem două fețe, una mai măruntă, una mai brutală. Începem cu cea măruntă, ca să ne facem aici intrarea și într-o parte și în alta. Au rămas aici câteva mustăți. Gata. Nici nu se vede tăietura. Câte mai ai? 9 ți-a mai rămas. Exact. Hai să mai continuăm cu încă unul.
dimineața și seara între timp. Tot am făcut pe aici calcule, ne-am gândit. Până la urmă am întors leațurile și am lăsat cu partea rotunjită înspre spate. Iar în partea asta altă o să vină teșit așa, adică drept. Pentru că o să închei cu o șipcă care să mi le și țină una față de alta, dar cel mai important e să vină și salteaua, să mi se lovească exact până acolo, să avem reper unde trebuie să stea. Și acum le-am prins în partea altă, deja suntem gata. Dăm câte două șuruburi pe fiecare leaț. Șurub autofiletant de 25 și să prind foarte, foarte fain. Și gata. Să nu încurcă nici la saltea, la nimic. Ideea e că am ales să prindem doar cele două extremități, da? Deci doar cel mai estic și vestic punct, pentru că vreau să văd dacă îmi iasă suportul ăsta de pat și pot să-l scot în caz de ceva. Nu vreau să le prind pe toate și după aia să văd că nu-i bine. Drept urmare, asta facem acum. Am prins marginile, am prins mijlocul, cum am zis, pe noi ne-am prins noaptea. Dar nu-i bai că avem satisfacția asta faină când îl facem noi cu mânuța noastră. Și acum vine ultima probă de verificare, să vedem dacă putem să-l scoatem. Perfect. Vezi? O să-l scoți din mașină, nu știu cât vedeți de mine, dar bănuiesc că vedeți. Și acum luăm și-l punem înapoi. Băgăm un capăt, agați-l înapoi, mai sus un pic. Și capătul ăsta altul. Și gata, asta e suportul de pat. Eu zic că n-avem altceva de făcut decât să dăm și restul găurilor, să terminăm și știm o treabă. Între timp, uite că și Mihai nu se lasă, tot noaptea muncește. Trei schimburi lucrăm. Dar cine să aibă remor cub? Și cine or fi dubițarii motoriști? Cum am zis că să ne numim? Dubițarii motocicliști. De la Lucifer Videografer. Da, Robert și Iasmina, în direct. Terminat tot și acum facem o probă. Are Mihai niște burezi din ăștia faini. Să deschid, cred că trebuie să deschizi de afară direct. Asta e numai o probă, că atât o să fie probabil și salteaua care vreau eu să o fac. Aproximativ. Nu. Ia. Acum ăla la cap acolo încurc un pic. Cum mă urcă aici? Bine, aici blochează asta la cap, dar uite-te aici. Stau cu picioarele întinse și dacă dormim așa cum dormim noi de obicei, uite aici. Dă-te că e fain. Măi, ce fain e gândită, stai mai aproape. E la ceafă. Uite-te, dacă vrei să stai, să te uiți la ceva, sau pur și simplu poți și să editezi. Dacă ții laptopul în brațe și stai așa, poți să lucri. Și acum gândiți-vă că am și bocancii. Pică telefonul. Cât e ceasul? Ora 7 deja. Deci eu acum am bocancii, mai am încă, cât e talpa, 3-4 cm. Eu acum stau desculț, vine izolația câte un centimetru jumate pe fiecare parte. Și uite ce fain e. Ce fain e asta la ceafă aici când stai să odihnești. Asta nu pot să-l scot, dar puteți să mă credeți că în cap. Na bine. Bine, dragilor, o să ne vedem probabil într-un alt clip, pentru că asta cred că îl încheiem acum că am vorbit și am făcut destule. Exact. Pe scurt, ce am făcut? Am dat jos tabla de pe margini, am cumpărat
barele alea transversale din Ikea, am cumpărat din Dedeman lemn de gard și uite, cu ajutorul lui Mihai și cu sculele lui am venit la el și am făcut toate astea. Mulțumim și Iasmine pentru ajutor, pentru filmat, pentru ținut. Ne vedem curând. Noi suntem dubițarii motocicliști care de la Lucifer Videographer, care vă salută. Robert și Iasmine, ceau!